La sediul Federației Române de Fotbal s-a efectuat tragerea la sorți pentru barajele de promovare în Liga a treia. Campioana județului Hunedoara va avea un adversar accesibil, câștigătoarea Ligii a patra din Caraș-Severin, și urmează să dispute primul meci al barajului tur-retur pe teren propriu. Era avut la sediul Federației Române de Fotbal tragerea pentru a se desemna jocurile de baraj. Sorții, din punctul meu de vedere, a fost destul de favorabil, fiindcă ne vom duela cu reprezentanta județului Caraș-Severin. În 18 iunie vom avea primul meci acasă, iar în 25 iunie vom avea meciul din deplasare. Lupta pentru câștigarea Ligii a patra este una încinsă, 5 echipe sperând să ajungă în play-off, acolo unde se califică primele 4 clasate la finalul sezonului regulat. Din acest sezon regulat mai sunt de disputat 4 etape, iar pe primele 2 poziții cu 31 de puncte se află Retezatul Hațeg și CSM Vulcan, formația din Vale, având un gol averaj mai slab. Pe 3 este Șoimul Băița cu 28 de puncte, pe 4 Inter Petrila cu 27, iar pe 5 Gloria Giurgiu cu 26. Echipele de pe locurile 6 și 7, Victoria Călan și Dacia Orăștie cu 21 și respectiv 17 puncte, au șanse doar teoretice de a ajunge în primele 4, acestea urmând a juca cel mai probabil în turneul pentru locurile 5-7, alături de formația care nu va ajunge în play-off. În turneu, pentru locurile 8-10 vor fi, după toate probabilitățile, CS2 Hunedoara, CSM2 Deva și Minerul Uricani, care au 10, 7 și respectiv 3 puncte.